Deputatul european Norica Nicolai deschide lista candidaților ALDE la alegerile europarlamentare. Norica Nicolai s-a aflat la organizația ALDE Fetești, acolo unde s-a întâlnit cu membrii organizației județene. În cadrul unei conferințe de presă, eurodeputatul ALDE a menționat că își dorește un nou mandat în Parlamentul European pentru că are experiența necesară și este europarlamentarul român care a avut 10 rapoarte legislative în plenul european. Este un moment important pentru organizația de aici, dar și pentru ALDE Ialomița. Ne dorim să fim cu toții candidații noștri la alegerile europarlamentare foarte prezenți în mass media locală, pentru că cetățenii simt nevoia să fie informați și vrem să fim alături de ei pe această temă. Eu conduc lista ALDE, sunt și președintele Consiliului Național al Partidului. În momentul de față, lucrurile la Bruxelles au scăpat de sub control. Și este, cred că, cea mai rea perioadă din ultimii 30 de ani pentru Uniunea Europeană. Și în aceste condiții, și eu, și partidul, am hotărât că e nevoie de prezența și mai ales de experiența mea în această materie. Pentru că trebuie să vă spun că este un parlament atipic în raport cu celelalte parlamente și ca proceduri de negociere. Noi nu avem majoritate, minoritate, permanent suntem într-o formulă de negociere pe toate dosarele pe care le avem și îți cam ia aproape un an ca să înveți regulamente, comportamente politice, atribuții, ori o schimbare de tratat, Lisabona și probabil Schengen, despre care se vorbește, va fi o schimbare foarte dificilă. Nu poți trimite la Bruxelles oameni care n-au niciun fel de experiență în domeniu. Oricât ai fi de bine intenționat, de frumos ai vorbi, dacă nu știi drept european, nu prea ai nicio șansă să ai rezultate. Și vă spun din proprie experiență și din faptul că cel puțin în acest mandat sunt eurodeputatul care am avut 10 rapoarte toate legislative. Al 11-lea a fost pe pescuitul recreativ, pe care am reușit să-l promovez ca disciplină în politica comună de pescuit. Toată lumea a râs în presa românească de istoria cormoranilor. V-ați delectat toți cu domnul Daia, care ne-a vorbit cum cormoranii stau în piscină și mănâncă tot ce găsesc în piscină. Faptul că noi am avut această preocupare și ea a fost pusă în contextul președinției românești, pentru că eu l-am întrebat pe domnul Daia dacă are de gând să ne susțină, este explicat de următoarea situație. Nu numai în România. Danemarca, toate țările nordice, Olanda, Germania, Spania sunt confruntate cu pierderi foarte mari în acvacultură din cauza cormoranilor. Deci, într-un studiu făcut de pildă în Danemarca, s-a constatat că sunt bazine de acvacultură în care cormoranii pot distruge până la 500 de kilograme de puiet pe oră, nu pește mare, puiet. Ori dacă banii europeni se duc în pierdere pe această chestiune și sunt milioane care s-au dat pe acvacultură, vă dați seama care este pierderea. Și nici piscicultura nu are nicio finalitate, pentru că produsul final, peștele, trebuie să fie consumat de cetățeanul european, să nu mai depindem de importurile de pește, în special din Asia, pentru că luăm foarte mult Thailanda, Taiwan. Și este o afacere care îți aduce și locuri de muncă, nu numai în piscicultură, ci și în turism, pentru că ea se leagă. După ce am reușit și am promovat în legislația europeană această temă, am obținut 3 lucruri și de astea sunt foarte mândră. 1. Compensații pentru aceste pierderi din banii europeni, compensații de 100% pentru bazinele de acvacultură, dar și pentru ape, pentru că interesul meu a fost să introduc delta Dunării, să introduc partea de Dunăre. Și am reușit lucrul ăsta și 100% poate însemna foarte mult. Un sprijin financiar de 60% pentru fermele care fac acvacultură, dar și pentru pescuitul în ape curgătoare. 60% o subvenție, de fapt, este, în așa fel încât să reușim să stimulăm pescuitul și să stimulăm afacerile în domeniu.
și 100% finanțare de cercetare științifică în domeniul pescuitului și pisciculturii, ceea ce pentru prima oară în România. Norica Nicolae a discutat despre subiecte actuale, precum ingerința politicului în justiție sau mecanismul de cooperare și verificare. În opinia sa, România trebuie să denunțe MCV-ul pentru că acest mecanism este contrar tratatelor europene. Spune domnul Timmermans acolo că luna iunie Comisia Europeană va veni și va propune un document prin care să se definească statul de drept și să se introducă un mecanism de cooperare aplicabil în toate statele membre. Eu îl întreb pe domnul Timmermans, când noi aveam un mecanism care te obliga să faci un raport anual cu privire la starea corupției în toate statele membre, de ce l-ai încetat în 2014 pentru toate statele membre? Nu cumva avea interesul să nu se vadă o realitate la nivel european? Pentru că corupția nu e doar un fenomen românesc. Corupția este un fenomen european și asta se întâmplă pentru că nu avem nicio politică comună în materie de prevenire, nici o politică comună în materie de reacție. Este foarte greu să combați corupția atâta vreme cât eu în Germania dau voie firmelor mele să dea mită în străinătate pentru a obține contracte și le spun foarte clar, îmi evidenția sumele date cu titlul de mită pentru a obține contracte în țara X și persoanele. Noi nu avem în momentul de față definiție de statut de drept, pentru că avem sisteme de drept total diferite. Acum Marea Britanie pleacă și de dispare unul, cel de Camelot, dar rămân cele două, cel german și cel francez. Și va trebui să avem o definiție clară cu privire la ce înseamnă stat de drept, ca să instituim un criteriu, că altfel n-avem. Da, vreți un mecanism de monitorizare a stării justiției, de cooperare transfrontalieră în criminalitate economică, în terorism, în crimă organizată, hai să creăm un mecanism împreună. Deci să extindem acest MCV la nivel european. Dar MCV-ul, după părerea mea, trebuie de îndată denunțat. Așteptăm să se termine această președinție și vă spun următorul lucru, că România va trebui clar să ceară unilateral denunțarea acestui mecanism, pentru că el este în momentul de față contrar tratatelor europene. Dacă în timp de 3 ani nu se activează clauza de salvgardare, ele se consideră îndeplinite. Păi dacă mi-am îndeplinit din tratat condiționalitățile mele, de ce îmi pui de fiecare dată condiționalități care sunt absolut hegemonice? Noi n-am spus niciodată într-o decizie a Parlamentului European că, nu știu, Malta, Spania trebuie să aprobe următoarea lege în următorii termeni. Asta este un domeniu, îmi pare rău să o spun, de subsidiaritate. Este politică ceea ce se întâmplă acolo. Este o ingerință îngrozitoare a factorului politic în justiție, pentru că tratatele vorbesc despre independența justiției. Și să mă ierte Dumnezeu și vă dau încă o dată exemplul Germaniei. Mie îmi reproșesc că influențez, eu știu, independența magistraților. Dar tu, care ai prin lege ca sistem că procurorii sunt numiți de ministrul justiției, care e politic, da? Poate să fie chiar un profesor universitar cum e Toader, dar este într-un guvern politic. Când tu admiți ca procurorii să fie numiți de ministrul justiției și revocați imediat, mie îmi spui... Deci dacă am o problemă și cineva și-a pus o întrebare cu privire la modul în care funcționează justiția, că influențez justiția. Îmi pare rău. Asta numai comuniștii și-o puteau permite. Deci tot acest tip de comportament este unul ne la locul lui, frustrează statele membre, ori găsim toți același mecanism la care să ne conformăm, ori renunțăm la mecanismele care îi pun pe unii și pe unii aceia suntem noi și bulgarii, în situații umilitoare. Eurodeputatul Norica Nicolae a discutat și despre prestația Laurei Codruța Kövesi la audierile pentru șefia parchetului european. Doamna Kövesi, și o spun ca jurist, a avut o prestație în Comisia Libe jalnică. Jalnică profesional. Nu este posibil. În România poți să arunci cu vorbe, le îmbraci mai frumos, dacă sunt și mai picante, le preia presa 3 zile, poți să acuzi, dar acolo trebuie să ai niște competențe profesionale pe care doamna Kövesi nu le-a dovedit. Habar n-avea de modul în care funcționează Eurojustul, habar n-avea de ce am reușit să avem până acum
pe ceea ce numim noi cooperare consolidată, că așa se cheamă, e o instituție de cooperare consolidată. Răspunsurile erau clar servite dinainte, la una a fost și penibilă că și-a scos bilețelul pe care avea răspunsul și ala a fost singurul pe care l-a dat în engleză, că așa l-avea scris. Pe când și candidatul Germaniei, dar mai ales candidatul Franței, au fost deosebiți. Cunoșteau mecanisme europene, cunoșteau tratate, știau despre ce e vorba. Doamna Kövesi, și după părerea mea, și am spus-o și în presa occidentală, dacă ar fi fost desemnată în acest mecanism de negociere, ar fi fost triumful mediocrității în Uniunea Europeană. Ne-am făcut de râs, pentru că în momentul în care un om a fost în stare să vorbească în 7 limbi fluent, și asta e candidatul francez, să explice cu texte din tratat care sunt mecanismele pe care el le gestionează. Iar doamna Kövesi mi-a citit o fistuică dată de doamna Macovei cu un răspuns aproximativ, iertați-mă, lucrul ăsta nu s-a văzut foarte tare în România, dar s-a văzut foarte tare în Europa. Și poți să faci diferența, să știți. Din păcate, există un interes politic în spatele acestei instituții, pentru că v-am vorbit anterior despre chestiunea condiționării. Germania are tot interesul să preia în momentul de față leadership-ul Uniunii Europene. E, probabil, a fost inițial într-o relație mult mai apropiată de Franța și binomul acesta cred că ar fi reușit dacă niște lucruri nu se întâmplau. Dacă doamna Merkel nu era confruntată cu niște pierderi de alegeri în landuri și cu deja pentru prima oară după 70 de ani cu venirea în forța unui partid neonazist, Alternativa pentru Germania, care a câștigat locuri semnificative în landuri tradiționale ale CDU-ului, iar dacă domnul Macron n-avea veste galbene. Ei au dorit să pună mâna pe putere. Doamna Kövesi este un instrument foarte bun de execuție. Prioritățile Noricăi Nicolae în viitorul legislativ sunt un buget echilibrat și susținerea investițiilor. Interesul meu este să-mi cresc investițiile în infrastructură. Sigur, cooperarea în materie de educație, Erasmus, programele Erasmus, și vă dau o știre, se triplează, deci vor fi de 3 ori mai mulți bani pentru schimburile de studenți. Este un lucru bun pentru noi, numai cu condiția să nu funcționeze acel brain drain. Cei mai buni să rămână la ei și să nu se mai întoarcă lumea, pentru că noi avem o mare problemă, dar nu o conștientizăm în momentul de față, o lipsă acută de resursă umană, profesionistă. Sper ca în această campanie electorală să conving încă o dată că ALDE merită. De fapt, liberalii merită, pentru că marea mea tristețe este că văd un partid liberal care putea să aibă 10.000 de păcate, dar unul, după părerea mea, este capital pe care îl are. Liberalii sunt oameni care înțeleg libertatea și o privilegiază și ajută ca ea să existe. Iar tu să-ți ignori masa ta de partid, să ai 850 de primari și consilieri candidați, ai tăi și anchetați de parchete pentru corupție, ai o problemă. Și toată ziua să clamezi anticorupția fără penal și alte lozinci de-astea de ieftine, dar mă rog, de esență de la 1933. Cred că ceea ce se întâmplă în România vine dintr-un mental foarte greșit. După 11 ani nu înțelegem că suntem membri ai Uniunii Europene și că avem niște drepturi și că avem niște obligații. Ne comportăm ca aia care stau pe preșul cuiva, așteptând că după ce au sunat ei la ușă să le deschidă și sunt cu picior înăuntru și cu unul tot pe preș. Nu, doamnă. Suntem cu ambele picioare înăuntru Uniunii Europene. ALDE își propune să obțină 5 mandate de europarlamentar.